care se fac să este și la îndeplinire. Am făcut propunerea că firma Reboar este obligată la 6 luni urmate să facă spălarea și dezinfecția cubelelor. Știți, cubelele alea de pomană, mașina n-a luat-o. S-o cumpere pe la ăștia, dacă nu, dacă să le speli, să nu închirieze treaba lor. Pentru că e un focar de mizerie, de prima dată, 3 ani nu sunt spălate. Inclusiv a zonelor unde, da, zone unde este depozitat. Platformelor. Marius, potrivit contractului. Și scrie treaba. Aici exact. Și direcția... Da, ei le bagă la costuri. Direcția de sănătate publică, eu nu știu ce face. Face ce-a vrut. Tot fel de fleacuri și astea sunt lucruri de esență care... Da, domnul. Chiar v-ați spus că au plătit cu bele de-o primar, ăștia la... ăsta firmă la Urban? Sau au luat pomana așa, ei să luăm. Tămâiate! La fel, rugămintea. Nu aduc saci. De o lună jumătate nu aduc saci de, pentru refolosibil. Era bine dacă îți putea dinainte că aduceam, îi invitam în face pe unul din... Nu, dar avem aici salariatul. Cum o cheamă? Bă, prima, era obligația lor la 1 iulie. Care spune... Dar am mai spus acum două luni. Îi faci că plouă ăla. E direct. Și vină de copilul ăsta. Păi că o să aibă vină, n-are vină. Lăsă-mă, Nicolae, bate unul bătrân, nu de ăsta. Consilier. Da. Acum aș fi eu. Ce n-ai bine și tu ce bani vrei să care fac lucrările astea pe stres, vă rog, domnul Micea. Vă rog frumos să ascultă vă colegul. Deci, ei nu au cabine ecologice, să-și ia, fac inațoare necesitățile pe blocuri, pe... Nu se poate așa, au bani mult la organizare de șantier. Deci, obligații să pună bubele să, la locurile de muncă. E rușine, trec copii, trec doamne. Și taximetriști, la fel, stați de taximetru. Să punem că e prăpăt. Toți își la necesități pe unde apucă. Nu mai zic, în pas s-au ridicat domn primar peste tot, s-au ridicat bubele. Îți vrea să mă gândesc. Toaletele ecologice. Deci, nu, deci rugămintea neapărat să-și pună probleme dacă se poate. Și la fel, în parcul Cărămidar, început ea să devasteze. Cabina trebuie mutată în mijlocul parcului, pentru că e distanță foarte lungă, are cam 800 de metri lungime parcul Cărămidar. Punctul de pază, ziceți doamna, da? Perimetru, cred că de perimetru. Trebuie să mutată în centru, e la capăt, ați văzut lângă firma asta de depozit. Acolo a fost tot timpul, dar o să mutăm. Nu, dar trebuie, să știți că nu este de glumă. Că... Și un grup și acolo cu o cabină ecologică, pentru că paznici ăștia, la fel. Sunt copii să joacă, fac necesitățile, pot le apucă. Dar vă rog neapărat să, da, să ne ocupăm de lucrurile astea care nu vorbim așa, să vorbim. Da, domnule. Da, mai aveți ceva? Cam, cam atât. Ce-a notat în primul rând? Doamna, întrebarea scurtă. Cetățenii își pun întrebarea de ce în fiecare dimineață la ora 8 ECOAC va întrerupe apa câteva 15 minute. Dar să vă uitați la aceast 15 minute. Este, eu știu răspunsul pe undeva, dar îl aștept de la ECOAC. O întrebare. Și doi. Am notat-o. Da. Știți de ce, da? Cu apometrele. Și a doua întrebare, a doua problemă, rog șeful pieței să mai cerceteze prețurile în piața Orizont și să vadă totuși dacă tot ceea ce afișează vânzătorii sunt reale. De exemplu, cireșe de ostrov care sunt din Grecia, caise de așa. Deci, să, măcar să spun adevărul. Deci, puteți să vă dă la domnul Manea. Să spune... Deci, împreună cu mulți au măcar știu ce cumpăr. De mingea la... Vă rog frumos. A ajuns păstârnacul 24 de lei în piața Orizont, iar la magazinele de micuțe 10 lei. Deci, au ajuns eu să fiu ce mai scump că mi se par niște prețuri chiar ciudate. Eu vă spun un exemplu. Așa că îl rog pe domnul Manea. Mulțumesc, atât am avut. La mine... Domnul Buzea. Prima, unde am asfaltat și arată ca lumea, am vorbit și cu Viorel, trebuie neapărat să, să facem trecerile de pietoni, pentru că eu însumi, dacă nu era consoarta lângă mine, nu dădeam în zi, nu dădeam prioritate, ci lui chiar avea dreptate. Prin urmare, automatismele astea în orașele astea, și știți ce fac ăștia de la poliție? Păi voi, bă, păi voi, că voi sunteți șefii drumurilor. Am auzit să trebuie să direcționăm. Știu, știu. Da. Dar o fac public în felul ăsta, vă și în caz de responsabilitate, mai mult decât de caz. Punctul 1. Se pare că nu suntem în stare în 2015 să decidem odată ce facem cu cimitirul
de fapt terenul care a fost alocat cimitirului nou. Nu putem să scoatem autorizație, nu putem să facem o construcție, nu putem să-i dăm drumul. Cerințe foarte bine știți că sunt. Deci din 2015 până în 2019 n-am putut să scoatem o autorizație de construcție, n-am putut să alocăm să facem o cameră mortuară cu toate utilitățile care sunt cerute în lege. Drept urmare, nici nu mai știu ce să mai spun, pentru că vin oameni și întreabă ce se întâmplă. Și după aceea se ridică problema că sunt ocupate aleile sau se întâmplă ce se mai întâmplă, că ne trezim că se ceartă 2, 3, 5 persoane pe același loc. Deci vreau neapărat să prindem din rectificare, nu în rectificarea aceasta, de luna viitoare, neapărat trebuie să prindem ca să dăm drumul la acest cimitir, pentru că ne este necesar, vrând nevrând. Că în 4 ani puteam să facem și noi ceva. În 2015 până acum nu s-a făcut nimic. În afară de gard și ce a fost, asta e. Păi da, degeaba, dacă nu putem să-l folosim, ce să facem? Poate mă-și folosești. Aștept rândul dumneavoastră. Dumneavoastră, da, e domnul, e chestie naturală. Domnule, un cuvânt, vă ce trebuie să mai zic. Da, dar nu peste mine. Și că da, la tine apare. Domnul președinte, da? Dar înțeles. Da. Am reținut, de fapt. Punctul 2. Da. Ce facem cu țânțari? Nu este... Sunt necesare. Eu știu foarte bine. Și tocmai de aceea nu știu de ce nu luăm măsuri. Pentru că vreți, nu vreți, nu știu, noi în Călăraș nu putem să stăm de țânțar la ora asta. În parc nu se poate sta când se apropie seara, da? În curte nu se poate sta. Drept urmare trebuie să facem, să luăm decizie mai multe treceri, cel puțin acum, dacă nu s-au luat măsurile, așa cum a spus și cum am spus și în presă, dacă luam din martie și se făcea cu de Larvan, atunci nu mai aveam situația asta, pentru că nu erau atâtea generații de țânțari în zbor, iar în situația dată trebuie să dăm cel puțin la 7 zile sau la 10 zile să dăm cu insecticid. Domnul primar, lăsați-ne cu povestea asta de cât era. Noi trebuie să găsim soluții, nu trebuie să găsim scuze. Va urma să se desemneze cel care va câștiga, da? Cu toate contestațiile. Lasă-mă să... Licitația asta va ajunge de la anul. Nu. Noi ce facem? Bun, avem bani alocați. Pentru că imediat după ce va semna contractul, să mi se pare, dacă nu mă înșel... Dacă nu semnează octombrie, ce? Nu. Haideți să ascultăm și răspunsul. Acum în octombrie. Este deja, s-au dat comunicările, nu știu cine câștigă, da? Nu știu cine a câștigat, și după ce se semnează contractul, Vali, câți bani avem alocați pentru... 3 miliarde, să nu? Da? Bun. Acum, am avut un miliard pe care, și ca anul trecut, după ce a fost atacat în ultimele 3 zile, s-a reluat. Da, am avut acum un miliard, s-a dat săptămâna asta, duminică seara, a doua oară, dar nu s-a terminat. N-ai fost aici, bă. S-a dat cu soluție, iar a doua zi, luni, când trebuia să dăm a doua parte, a trebuit să plouă. Și dacă plouă de azi pe mâine, efectul nu mai este același. Cred că știi că te-ai ocupat la un moment dat de chestia asta. Dar să vorbim așa... Nu vorbim așa. Pentru că noi nu vorbim așa. Ba, noi spunem care este situația în oraș. Da, e adevărat. Sunt foarte mulți în țară. Asta e ideea. Noi trebuie să găsim o soluție astăzi pentru a putea să scăpăm de acești țânțari. Pentru că nu putem să stăm în parc. Asta este ideea. Eu nu spun cu răutate. Deci eu nu spun. Bă, da? Ideea este că trebuie să găsim niște soluții până la momentul respectiv. Deci, soluțiile s-au găsit, te folosesc. Dați-le drum. Doamne, degeaba, dau eu. Poate nu mai plouă acum, azi, mâine, poi mâine cresc temperaturile. De pomană, spun eu. Azi am dat, mâine a plouat. Azi, poi mâine am dat, iar a plouat. 4 ore sau 5 ore, dacă nu plouă, e foarte bine. De un an de zile vorbesc de cimitirul ăla de la... Nu? Să facem un cimitir în zona aia la Consis, să vedem ce datorii au. Și întotdeauna mi s-a zis argumentul că acolo sunt betoane. Da, așa este. O să vedeți, bă, chibuțele de Mircea Vodă, când avea un îngropat și vine la nou. E bine, lasă-l pe la nou acolo, nu pun de asta, dar hai să încercăm cu ăștia din zonă. Putem să facem o comisie de la nivelul posibil. Punem în primul comisie, de la VI. În care să mergem să vedem... Sigur. Ce suprafață de teren este, dacă e compatibilă. Corect. Propuneți o cerință de consiliu
trebuie să meargă acolo specialiști care să spună despre ce. Păi nu, afară de noi care constatăm, o să fie și oameni care vină să... Da, domnul primar, e bună idee, așa facem. Și merge? Gata, atât. Asta e făcut. Aveți dreptul să... Asta e părerea mea. Și o facem. Mulțumim, domnul Buzea. Domnul Arici, vă rog. Stau și mă tot gândesc că de ce de 20 de ani de zile avem și persistă aceste 3 sau 4 probleme majore pe care în fiecare an și de fiecare dată le ridicăm și în fiecare ședință. Unul sunt țânțarii, de 20 de ani avem aceeași problemă, aceleași discuții, populația se plânge că au. Chiar domnul primar, executivul, nu putem găsi o altă soluție decât să facă licitație, să pe 3 miliarde trebuie să vină cineva să ne spună ce să facem, când să facem și cum să facem. Eu cred că este destul de simplu să creăm o echipă a primăriei sau un serviciu sau un serviciu existent să avem, să facem lucrul ăsta. Pentru ce trebuie noi că de 20 de ani să ne plângem în fiecare an? 1. Sunt țari. 2. Gropi. 3. Nunțile cu care ce se întâmplă în orașul ăsta. Deci nu se poate așa ceva. În fiecare an. Și dezăpezire. Deci astea sunt problemele grave. Da, cu dezăpezirea să zicem că s-a rezolvat. S-a mai rezolvat. Da. Dar problemele astea le auzim în presă în fiecare an de la Revoluție încoace de fiecare dată. Și nu putem, chiar nu putem să găsim noi ca și consilier și dumneavoastră ca și executiv o soluție, o altă soluție decât această licitație. Eram sigur că vom sălta această problemă și le-am spus că dumneavoastră, domn primar, să spuneți, păi stați puțin că au contestat, s-a făcut o contestație. Că nu e adevărat? Ba da, e adevărat. Dar decât noi să ne contrăm aici unul cu altul, că ăla aia, că ăla... Haideți, domnule, să găsim o soluție. O să fie pe 4 ani această licitație. Sau să fie pe mandatul primarului, nu pe 4 ani. Să fie pe mandatul primarului, domnule. 4 ani. 4 ani să fie pe un mandat, să nu mai stăm. Și acum n-aveți dreptate că ați dat în altă seară sau când ați dat și a plouat dimineața. Vremea acum să știe pe 10 zile, pe 15 zile. Haideți să ne uităm și pe aia. Aveți specialiști în cadrul birourilor unde ar trebui să știe. Hai să spun ceva. Nu, ascultă-mă. Știam că nu plouă luni. Și am amânat-o cu toate jurăturile luate pe telefonul ăsta. De la început, i-am zis, băi, hai să dăm vineri și sâmbătă ce a trecut. Pentru că sâmbăta și duminica sunt oameni care vin în parc. Am vorbit cu domnul Leo, care este aici și coordonează împreună cu domnul Moldoveanu de la serviciul nostru. Zic, băi, o dăm, domnul Drăgune, nu o dăm decât duminică, că e timpul bun. Am dat duminică, noaptea. Și le-am filmat cu toate substanțele, cum se desface, că lumea zice că dăm cu apă. Nu o să dăm niciodată cu apă. Că da, sunt atât de mulți acolo implicat, cred că la fiecare este teamă să nu facă o chestie de genul ăsta. Bun, luni, eu l-am întrebat, ascultă-mă. L-am întrebat pe domnul de la Isus, băi frate, spune-mi și mie clar când am probleme pe raza municipiului. Zice, domnule, așa le primim și noi și spune, averse de ploaie în județul Călăraș. Și dacă îți arăt telefonul așa, în ultimile ore, spune, domne, se plouă pe Călăraș. Că zice că vine grindină, apă și așa mai departe, ploie torențiale. Eu n-am de unde să știu. Să vedem și dacă se face această licitație, să vedem efectul la anul. La anul să urmărim, să vedem și efectul. Da, știi câți kilometri aleargă Bâzie un țânțar? Sunt 10 kilometri. Dacă ar fi mai multă curățenie în oraș, poate n-am avea atât. Eu zic că orașul este curat. Degeaba zici tu. Toată lumea se ia de curățenie. Bine, eu spun că este. Și mergem dimineața pe mai multe străzi. Cum rezolvăm problema cetățenilor orașului ăsta care se plâng de aceste nunți, care cu bună știință și cu foarte bine că fac nunți, dar să facă în... În ultima perioadă, cel puțin în ultima săptămână... Am ajuns pe panoramă la televizor. Nu, hai să spun un lucru. Ai dreptate. Mai mult decât atât. Ordinea și liniștea publică este asigurată de oricare reabilitate. Asta înseamnă Poliție Națională, Poliție Locală și Jandarmeria. La abia anul acesta, vis-a-vis de ceilalți ani, s-au pus de comun acord și au făcut echipe mixte. Și în anii trecut. Lasă, că știu cum a fost anul trecut. Și acum 2 ani. Nu trebuie să intrăm în amănunte. Și
au început să meargă împreună, inclusiv s-a mers până când s-au dărâmat corturile. Da? Eu am înțeles că a fost și alaltă seară unde n-a mai fost gălăgie. Cel care a fost în prima săptămână până, cred că s-a organizat, dar ei putea să organizeze înainte, că noi am avut un fel de comandament aici, în care au fost invitați toți cei care vor să facă nunți în parcursul anului sau lunilor astea. Nu prea au venit, ei au crezut că mai merge și eu i-am anunțat, domnilor, și ce am mai stat de vorbă, aveți mare grijă, că de anul ăsta nu se mai poate și dacă nu respectați legea, care e mai presus și de mine și de toți, veți păți consecințele. Chiar astăzi vorbeam cu comandantul Poliției Naționale, au dat amenzi de valoare de 500 de milioane, mă rog. Vom vedea ce se întâmplă. Dar dacă se întâmplă în continuare, să umple la suspendarea activității celor care organizează astfel de... Noi am primit o adresă de la și poliția... Haideți să facem... Da. Zici și pe la prefectură ce a zis. Nu mai apropo de mascați, zi-mă tot. Deci nu pot eu să dau ordin la mascați, decât prefectul are drept. Dar nu-i vorba de mascați aici. E vorba de a suspenda o activitate comercială. La ora actuală... Deci nu discutăm unde... de cel care se duce... Deci există un singur cort... Nu, cel care are și primește în locația lui, are și el niște drepturi. Și obligații. Și obligații. Și pentru asta, dumneavoastră ca executiv, ca primărie, puteți să-i deja, suspendați. Ce caie mare, unde ești, domnul Brânceanu? Ce cot caie mare? Nu, astăzi chiar l-am suspendat pe Riții. Am dat procesul verbal de contravenție și suspendare. Adică ai suspendat activitatea Băcodul Caien, care da. Ocupă ce? Ce se ocupă? Se ocupă cu... Organizarea evenimente pe da. Și are mai multe coduri pe între altele. Și dar ăsta, adică ăsta, de ăsta discutăm. Am discutat, s-a luat măsură. Și recomandarea e ca toți să fie tratați la fel. Da. Toți. Am solicitat și noi o informare cu consiliere atât a lucrărilor, al stadiului lucrărilor mari. Bulevardul Titulescu, Grivița, așa. N-am primit și trag o concluzie, înseamnă că de luna de la ședința trecută până acum nu s-a făcut nimic pe șantier. Nu. O aveți pe tabletă? Eu nu am, domnul. Nu, nu. Și dacă tot a spus de... E, luna trecută este informare. Dar acum... A, vreți de la... lună? Dar bineînțeles, avem dirigente de șantier acolo, avem niște bani alocați, am avut ceva discuții cu aceste proiecte, unde sunt investițiile foarte mari pe o parcelă foarte mică, și atunci vrem și noi să știm dacă... Banii sunt. Ce facem cu monumentul ăla până la urmă acolo? Dacă tot a spus că am să aminte de Titulescu. Că tot l-am plimbat, am văzut că tot l-am plimbat de acolo, din stânga, în dreapta, din dreapta, în stânga. Cu ce există dotare în municipiul Călărași, acel monument metalic nu poate fi transportat, este foarte periculos. Închiriem ulterior, după ce o să avem o rectificare bugetară, să-l punem, până venim și domnul... Mai las să vorbesc? A venit și domnul Rădulescu, care, între altele, s-a ocupat de aceste monumente și să găsim o destinație pentru toate monumentele. Am găsit-o, că data trecută am spus că am găsit. Nu pot să o iau jos către grădina zoologică, e periculos să nu ia la vale, mai puțin și alte necazuri. Dacă v-ați spus dumneavoastră, eu n-am nimic împotrivă. Am găsit locația, n-am găsit... N-am găsit utilajul. E nasol când la pantă să te duci cu atâtea tone pe spate plus greutatea proprie. Nu, păi tocmai de-aia, trebuie să facem un utilaj și un... Și dacă nu găsim să-l mutăm, ce facem? Nu se poate. Lăsa-l acolo. Nu se poate face o modificare de proiect de acolo până la urmă să... Nu. O să-l ducem. O să aducem un utilaj corespunzător, de costă mai mulți bani, dar o să-l facem. Și vrem să facem în așa fel încât toate aceste construcții, pentru că mai vrem să avem și jos în Dumbrava, unde vrem să facem o parcare mai mare, să luăm de acolo, să le punem pe toate într-o zonă. Da, depinde să găsim zona. Găsim zona. Și ca un domnul Dragu a ridicat o problemă aici cu WC-urile pe șantiere. Eu știu că acum 2 ani de zile s-au... Pe Grivița sunt, le-am văzut eu. Întâmplarea face eu chiar le-am văzut. Domnul Dragu a spus că nu prea sunt. Pe Grivița sunt, domnul Dragu, le-am văzut eu pe Grivița. A pus că l-am luat eu pe ăla la șuturi, acum 3 zile. Voi posibil, dar chiar el l-am văzut. Vorbind de Titulescu, vorbind de parcul central, vorbind de Titulescu, parcul... Titulescu, parcul central... Parcul central, ca să știți. Rugămintea de urmă se pune acolo. Acolo. Oamenii în vârstă, au numai puțin, există, numai puțin există, dar nu, am înțeles că serviciul de spălare și... Nu a venit nimeni, nu a venit nimeni să... Adică care făcea prostică serviciul ăsta nu mai vine? Nu mai vine că nu-i convine... Nu e adevărat. Nu, nu-i convine prețul. S-a terminat contractul.
sau s-a pus din nou pe sea, prețurile sunt foarte mici și nu vine nimeni. Dumnezeu, eu l-am văzut pe cuvântul de la penală. Poftim? Să luăm, să luăm o mașină de asta și noi. Păi sunt pumbelele. Sunt pumbelele, l-ați înțeles? Sunt noi nouțe. Dacă prinde la rectificare, domnule, o mașină de păi sunt, doamnă, sunt 10, sau câte sunt, măi? Câte avem? 14. Să cumpărăm o mașină la prima rectificare, nu este scumpă asta. Nu, dar de vreo 20 de miliarde. Bă, la s-o treabă. Nu este. Așa scump ne costă. E micuță. Cât costă, băi, omul? 20 de mii de euro. O mașină de asta de... De mănânță. Ați auzit? Peste 30 de mii de euro. Iată mai aici, dar nu capel, adică un miliard. N-am nimic împotrivă. N-am nimic împotrivă. Vin oameni străini, oameni în vârstă, și fac necesitățile cu bunici în fața nepoților. E urâtă treaba, adică... Mulțumim frumos, mulțumim, domnul Arici. Ca să nu mai las pe ele. Doamna Valica. Doamna Valica, vă rog. Deci eu vreau să vă spun, mă consider o persoană mai în vârstă decât toată majoritatea care suntem aici, tot timpul de-a lungul vieții a existat sfatul bătrânilor. Vă rog să mă luați în serios ce vă spun. Vă vorbesc din punct de vedere a oamenilor care sunt în vârstă, a mămicilor care vin cu copiii în parc și chiar și la ceilalți. Trebuie să luați lucrurile destul de în serios, domnul primar, să-i trageți la răspundere pe cei care au sarcina de a organiza această problemă destul de... în fiecare an. Să termină mandatul și n-am reușit într-un an să ducem la bun sfârșit o problemă. Există contestații. În organizarea licitației sunt și alte proceduri de scurtă durată care se poate înlocui ca populația să beneficieze de cel mai mic lucru pe care trebuie să fie asigurat. Plătim taxe și impozite, așa spun oamenii. Nu avem minimul de condiții să trăim în această zonă. A fost un an ploios, este adevărat. De ce vă spuneam acum 3 ani că licitația trebuie să fie începută de vreme și dacă nu reușim să o ducem la bun sfârșit, repet, legislația ne dă posibilitatea de a găsi proceduri, de a face această treabă. Nu cred că mă contraziceți. Nu e adevărat, domnul primar. Deci vă spun, sunt materiale trimise și la dumneavoastră, la primărie, și la Consiliul Județean, peste tot și la prefectură, prin care sanepidul arată ce se poate întâmpla într-o comunitate unde există această invazie de insecte. Vreți să ajungem, ca a zis, nu știu, unul din colegi, că ajungem la televizor. Dacă nu luăm măsuri. Acum degeaba să dă domnul primar cu soluții și mai ales cu avionul. Degeaba. Pentru că până jos vegetația este foarte mare și n-ajunge la focarele lor. Mai eficient se pare de specialiști, nu vă spun eu, că e cu tulumbele acelea sau cum se numesc, să meargă pe zone aproape în aproape. Nu știu, eu consider că atunci când vă spuneam că în martie și aprilie sunt lunile care trebuie efectuată primele acțiuni, iată suntem la jumatea anului. Nu se poate, vin țânțarii de pur și simplu îl prinzi așa, îl prinzi și îl omor pe mână, îl prinzi și îl omor pe un braț, pe față. E ceva de necrezut, e ceva... Sunt femeile care vin cu copiii în parc cu cărucioarele acoperite. De ce facem parcurile astea? Că am făcut, s-a făcut, dar nu, eu din punctul meu de vedere vă felicit, s-a făcut frumos. Parcul e frumos, are multă verdeață, arată bine. Dar degeaba dacă nu se plimbă nimeni, la 8 fuge toată lumea, stau și pe malul parcului aici. La 8 toată lumea fuge cu ziare, cu veriviste, se lovește, se pognește pe față, pe picioare, peste tot. Parcă zici că avem contract
cu cei care cu farmaciile pentru soluțiile astea, unguentile, nu se poate, că au vândut ăștia cât, cât vinde o jumătate de țară Călăraș. Deci vă rog mult de tot, domnul primar, trageți la răspundere comisia desemnată, executivul din primărie, care nu și-au făcut, din punctul meu de vedere, nu și-au făcut datoria. Nu și-au făcut datoria, așa o consider eu. Noi trebuie să găsim soluții, nu trebuie să găsim justificări. Populația vrea să trăiască cum își plătește taxa și impozitul la timp, vrea să trăiască în condiții civilizate. Eu atâta vreau să vă spun, deși am repetat după atâția, dar m-am referit, sfatul bătrânilor. Asta trebuie să luați în seamă.